altă etapă de modernizare a zonei centrale. Știuți în faptul că noi am făcut mai multe etape. A fost prima etapă modernizarea de la colțul Eonului până la intersecția cu Aleea Nucului, de la Aleea Nucului până la intersecția cu Mitropoliei. De această dată, deci total proiectul era 10.373.577, cam 5 milioane s-a cheltuit din el. Deci cu această nouă sumă, 2.568.091, putem să facem porțiunea de la intersecția străzii Mitropoliei până la magazinul Bucovina, la intersecția cu Ana Ipătescu. Ca atare vom intra în ședința Consiliului Local în această lună și vom face aceste rectificări și vom demara în același timp și procedura de achiziții, de licitație. Dacă reușim să facem în acest an procedura, este un lucru bun. Deci vom face modernizarea în continuare a zonei centrale. Dacă aceste lucrări de modernizare decurg conform graficului, ar mai rămâne ceva de făcut. Despre ce este vorba aflăm de la primarul Ion Lungu. Mai rămâne o porțiune, porțiunea între magazinul Bucovina sau Palatul de Finanțe și strada Vasilii Bumbac până la Consiliul Județean. Sperăm să mai găsim o altă sursă de finanțare.